Salutare și bine ai venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi vă voi prezenta câteva exerciții pentru abdomen, pentru întărirea abdomenului, de fapt, pentru că este o componentă extrem de importantă, mai ales pentru un spate sănătos. Poate ați văzut, dacă nu știți, vă reamintesc că abdomenul este nu important, foarte important pentru a ne menține un spate cât de cât sănătos. Și pentru că de obicei ne doare spatele atunci când facem abdomene, am să vă arăt câteva variante de abdomen unde puteți evita aceste dureri de spate. Dar înainte de toate vreau să vă spun care sunt motivele principale atunci când facem abdomene și ne doare spatele. Trebuie evitată în mod deosebit această curbură a spatelui. De obicei, curbura aceasta a spatelui se face atunci când lucrăm atât cu brațele întinse cât și cu picioarele. Tocmai de aceea astăzi îți voi prezenta câteva variante cu picioarele îndoite și cu brațele fie la ceafă, dar în mod deosebit picioarele vor fi îndoite pentru că atunci ne obligă, după cum vedeți, spatele să rămână lipit de sol. Am să mă întorc pentru că n-aș vrea să fac niște abdomene cu ochelari și îmi vine totuși soarele în ochi. Tocmai de aceea o să începem în poziția clasică, culcat dorsal, sprijin pe talpi. Repet, observați că spatele este lipit de covor. Punem palmele la ceafă. Sunt acele abdomene clasice pe care toată lumea le știe, dar nu avem încotro, trebuie să le facem. Și pentru că nu sunt zgârcită și tot repet lucrul acesta, am să vă arăt mai multe variante, iar voi vă alegeți numărul de repetări. Important este să știți că sunt, nu unu, foarte multe exerciții pentru abdomene și să fim lipsiți de dureri de spate. Perfect, am lucrat partea superioară, am să încerc să alternez superior-inferior. Palmele sunt ușor sub fund, ridicăm picioarele unghi de 90, trunchi, coapse, gambe. Dacă nu reușești această poziție, poți să-ți așezi un scaun aici, sub gambe. Dar eu zic că reușești. Și pur și simplu ridici ușor bazinul de pe covor. Cu un ușor balans, da? Ușor balans, dar aia e. Sus, 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 sus. Perfect. Acum combinăm să lucreze și partea superioară și inferioară, da? Ridic genunchii la piept și așez. După cum observați, evit aceste exerciții cu picioarele întinse, tocmai pentru, da, v-am spus la început. Lăsăm picioarele îndoite și ridicăm și trunchiul și picioarele. Trunchi, picioare. Atenție cum vă sincronizați cu respirația, de obicei. Când suntem sus, expirăm. Perfect! Acum, tot simultan, dar și superior și inferior, ducem picioarele ușor mai sus, dar nu aici jos, mai sus. Ridic trunchiul și rămân acolo. Observați că spatele este lipit de covor. Concomitent întind brațele, picioarele, simultan le apropii. Sus, îndoi. Sus, îndoi. Sus, îndoi, sus și la piept, ultima. Perfect, ne odihnim puțin. Nici nu știu câte sunt deja, cred că sunt 4 variante. Dacă facem ori 10, deja sunt 40 de abdomene lejer. Acum lăsăm un picior sprijinit pe talpă. Celălalt este întins, palmele sunt la ceafă și din nou, cât se ridică piciorul, atât ridic și trunchiul. De fapt, invers.
piciorul niciodată nu se ridică mai mult decât trunchiul. Ideal ar fi ca piciorul să se ridice tot atât de mult cât reușește și trunchiul. Laba piciorului trasă și sus. Pentru că dacă ridică mai mult piciorul, e posibil să se creeze un balans, mai mult decât atât să ne fie foarte greu să ne coordonăm. Și atunci ridicăm foarte puțin piciorul de pe covor, spatele în acest timp rămâne lipit. Atenție, nu duc coatele foarte mult spre înainte. E important să lăsăm coatele drepte, privirea sus și schimbăm celălalt picior. Perfect. Din nou am lucrat și superior și inferior. Acum, dacă îți face plăcere și crezi că reușești să le execuți corect, te rog să-ți pui palmele sub fund, da, sub fese, foarte puțin. Ridici picioarele sus și cobori și ridici. Mai mult pentru partea inferioară. Tot ce te rog în acest timp, dacă nu reușești, mai bine nu le faci. Dacă nu reușești atunci când duci picioarele jos, dacă nu reușești să ții spatele lipit, prefer să nu le faci, da? O să faci celelalte exerciții pe care ți le-am arătat, celelalte variante de abdomen. După cum vedeți, îmi rămâne spatele lipit. Nu există nicio curbură. Cu cât fac curbura, cu atâta e riscul să mă doară spatele foarte tare. De asemenea, genunchii sunt îndoiți. Dacă sunt întinși, curbura poate să fie și mai mare. Atunci prefer genunchii să rămână flexați și doar direcția picioarelor o schimb. Perfect! Mai facem unul din culcat dorsal. Lucrăm simultan trunchi și coapse sus. Trunchi și picioare, am zis cu papse, mă iertați. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toate exercițiile pe care le-am făcut, tu poți să stai și în izometrie dacă reușești și îți face plăcere pentru varietate. Acum am să mă întorc. În cazul în care ai făcut exercițiile cu mine, atunci haideți să, și ești obosit, haideți să ne întindem puțin, să ne odihnim la... Inspiră, expiră, așez puțin bazinul pe călcâie și din nou. Perfect! Un alt exercițiu pentru a evita avem dureri de spate este acesta. Ne așezăm pe antebraț. Ca să-ți fie ușor să te așezi, poți din prima. Ne așezăm pe burtă, după care ne ridicăm. E important să folosim musculatura abdomenului, nici de cum cea a spatelui, da? Încordăm abdomenul, ne ridicăm. Dacă reușești, poți să ridici gambele. Dacă nu, liniștit, poți să le lași jos și stai acolo în planșă. În izometrie sau pur și simplu cobori și te ridici 8 repetări. Așa cum ți-am spus, cu gambele fie le lași jos sau le ridicăm. 8 repetări. Nu uităm să folosim musculatura abdomenului, nici de cum cea a spatelui, da? Pentru că atunci ne va durea spatele. Bun. Și stai acolo în izometrie. Eu îți prezint câteva variante, dar să știți că sunt foarte multe exerciții. Eu vă arăt, nici nu știu câte avem până acum și cât o să mai fie. Ne așezăm în șezut. Palmele sunt orientate către tine, da?
Nu în exterior și nici lateral. Sunt degetele orientate către tine și lucrăm tot abdomenul și tragi genunchii la piept. După cum observați, trunchiul este în echier, atunci nu prea avem șanse să ne doară spatele. Și aici faci câte repetări dorești și te poți juca cu picioarele, odată cu un picior, odată cu celălalt. Mi-am pus această pernă pentru aceia care nu reușesc nici așa să facă exercițiu, mă refer, fără pernă. Atunci vă puteți așeza, poate că perna asta este un pic prea mică, vă mai puteți așeza încă una sau o pernă mai mare și atunci să vă așezați pur și simplu pe pernă, iar ea vă va ajuta în execuția acestui exercițiu. Și cum ți-am spus, te poți juca cu un genunchi la piept, când cu celălalt poți să forfechezi, să forfecăm. Aici, important e să nu fim culcat complet dorsal. Și mai am un exercițiu extrem de eficient. Seamănă foarte mult cu acesta de pe saltea. Mă gândesc că ai un scaun acasă, da? Toată lumea are un scaun la casă. Ne sprijinim pe scaun, picioarele sunt jos și aceeași poveste, da? Genunchii la piept. Nu uităm de respirat. Vă spuneam și aici, la fel poți să ridici un genunchi la piept, odată unul, odată celălalt. Nu uita să te ții de scaun. La piept, la piept. Ei bine, asta a fost tot. Ori ne-am tonifiat astăzi, ori nu. Nu uita că e foarte important ca abdomenul nostru să fie extrem de bine întărit pentru un spate cât de cât sănătos. Îți mulțumesc din suflet pentru atenție, te aștept și data viitoare. Nu uita să te abonezi pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial, asta în cazul în care n-ai făcut-o deja, nu de alta, dar să nu pierzi exerciții importante pentru tine și sănătatea ta. Până data viitoare, multă sănătate și toate bune!